Au construit o casă solară și s-au înscris la cea mai mare competiție de locuințe solare din lume, care are loc în acest an în Dubai. Este vorba despre 35 de studenți români care se întrec în aceste zile cu echipe din alte 14 țări ale lumii. Casa studenților din echipa FDN a fost construită în România și apoi transportată peste 5.000 de kilometri pentru a fi reasamblată în Dubai în doar 14 zile. Este o casă sustenabilă, cu structură de lemn, care are integrate unele strategii pasive și active de răcire. Zona dinăuntru este mereu umbrită, iar astfel nu avem nevoie de la fel de multă energie pentru a răci spațiul interior. Fațada este inspirată din arhitectura Emiratelor, de Masharabia, dar noi am inclus în aceasta modelele noastre tradiționale românești, aducând un pic din tradițiile țării noastre aici în competiție. Casa FDN Signa, ce fiind o casă solară, produce singura apa caldă cu ajutorul unui panou solar aflat pe acest turn, care este acoperit cu un sistem de umbrire automat și se poate închide în momentul în care se ating 90 de grade Celsius pe acoperiș, iar acesta este boiler în care stocăm apa caldă. Juriul testează casele din concurs din punct de vedere al eficienței energetice, condițiilor de confort și al funcționalității. La prima probă din concurs, echipa din România a obținut locul 2.